În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mai întâi de toate, ne aflăm la cumpăna dintre două mari sărbători. Sărbătorim pe Apostolul Românilor, așa cum tradiția ne arată și ne spune că prin anul 5 înainte de Hristos avea să se nască la casa lui Iona Pescarul din Betsaida Galilei cei doi băieți ai lui, Petru, respectiv Marele Apostol Petru, Verhovnicu, cel care va fi și prieten bun al lui Hristos, dar se va și lepăda de Hristos, om cu înclinații firești și pământești, fără porniri din acestea mistice, un om practic, va fi ginerele fiului unui apostol Barnaba, va ține pe fiica acestuia, Mântuitorul va face și o minune, îi va vindeca pe soacra lui care era aprinsă de friguri, cum ar fi la noi o răceală puternică. Soacra se face sănătoasă, slujește lui, iar casa lui Petru va deveni mai târziu biserică creștină, cum o vizităm azi când mergem la Capernaum în Ierusalim. Andrei are inclinații mistice de mic și alege singurătatea, înclinând mai mult spre lucrarea înaltă a vieții mozaice și a trăirii în legea cea veche și se orientează spre pustiul Iudeii, respectiv spre partea Cumranului, unde Ioan Botezătorul adeseori pe Valea Iordanului venea și boteza oamenii și îi spăla de păcate prin botezul cu apă. Avem acea mărturie că și Ioan este adus la Iordan. Repet, prezența oamenilor la Iordan nu era întâmplătoare. Ei veneau acolo cu un scop anume. Noi, la 25 octombrie, mergem la București și îl serbăm pe Sfântul Dimitrie. La 14 octombrie venim la Iași și o serbăm pe Cuvioasa Parascheva. La 24 iunie mergem la Suceava și sărbătorim pe Sfântul Ioan. Iar toamna mergem în Banat, la Sfânta Filofteia și la toate celelalte sfinte moaște. Când poporul lui Israel a trecut în partea Ierihonului, în partea palestiniană de astăzi, condus de Iosua Navi, când au ajuns cu chivotul legii la Iordan, trebuiau să treacă Iordanul. Iordanul nu era un firicel de apă ca astăzi, ci era un râu mult mai mare, cu trei izvoare în Hermon. El asigură o parte din apa pentru agricultură și pentru băut în zona Țării Sfinte. La vremea respectivă, pentru că se trecea în anotimpul ploios, de aceea respectiv noi sărbătorim Boboteaza în ianuarie, Iosua este nevoit să treacă Iordanul și să nu atingă cele sfinte. Și atunci lovește cu toiagul lui Moise, Iordanul se despică și rămâne ca și Marea Roșie, pe uscat de o parte și de alta, trece tot poporul lui Israel cu chivotul legii, și din acel timp, în fiecare an, la acea sărbătoare, oamenii veneau acolo la Iordan și cinsteau acea sărbătoare a Vechiului Testament, despicarea Iordanului și trecerea în Pământul Făgăduinței. Iar Iisus venea și El în acel loc, tot respectând sărbătoarea, dar venind și cu scopul de a propovădui împărăția Lui Dumnezeu. În preajma lui Iisus se aflau doi mari ucenici, care vor fi mari ucenici. Acest Andrei, întâi chemat, fratele lui Petru, total diferit de fratele său, și Ioan Evanghelistul, respectiv protectorul acestei biserici, numit și Ioan Teolog. La vremea respectivă, Ioan Teologul era un copil. Natanael era și el din Betsaida Galilei. El se știa și el și cu Ioan și cu Iacob, cu fratele său, fiind din familia lui Zevedei, alt pescar. Iar Betsaida însemna satul vânătorii, ei ce vânau pește cu mrejele. Băgau lotra pe apă, bărcuța de lemn, trăgeau cu năvodul și ce prindeau, uscau și vindeau. Întâmplarea a făcut să prindă acest episod iordanic în care Iisus este și el de față la Iordan și apare și Ioan Botezătorul, iată încă un element principal al Vechiului Testament, ca și personaj al Sfintei Scripturi, care vine și spune așa, iată mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatele lui. Vă dați seama că a cucerit întregul public care era de față,
i-a uimit pe toți cu această remarcă și unii au spus că Ilie, alții că-i glas de tunet, alții că a vorbit un înger. Dar Ioan Botezătorul mărturisește și spune: acela care m-a trimis, adică Dumnezeu, acela mi-a zis, peste care voi vedea cele două semne, cerurile deschise și Duhul Sfânt stând ca un porumbel deasupra capului, acela este. Și acela era Fiul lui Dumnezeu. Ioan și cu Andrei văd aceste taine pentru că stau aproape de învățătorul lor, de Ioan Botezătorul. În clipa respectivă, nu este de ajunsă mărturia pe care o face Ioan, ci Tatăl strigă el din cer: acesta e Fiul meu iubit, întru care am binevoit pe el să-l ascultați. Și acest lucru l-aude Ioan cu Andrei. Și acum rămâne să aleagă între cei doi. De ce trebuia să aleagă? Oare Ioan Botezătorul era invidios că ucenicii lui îl urmează pe Hristos, de vreme ce el a spus: iată mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatele lumii? Nici vorbă. N-aveau ucenicii măsura la care să înțeleagă cine e acel Dumnezeu coborât din cer. Ioan merge spre Irod pentru că trebuie să-i mustre curvăria cu cumnată sa și să se ia de viața lui și să-i strige: nu-i bine să faci ceea ce faci tu ca împărat în ochii poporului, să iei pe nevasta fratelui tău Filip. Este băgat în temniță, Ioan și Andrei pleacă de la Ioan Botezătorul și se duc la Hristos. Îi povestesc lui Petru toată întâmplarea de la Iordan. Am văzut pe Mesia. Am văzut pe Hristos. Natanael, fiind un tip mai sincer, mai liber, așa întreabă în discuția cu Filip: dar ăsta de pe unde mai este? Cine-i și ăsta? Cum? Ăsta-i Iisus din Nazaret. Și ăla se exprimă rapid și spune: ai băi, dar ce din Nazaret este ceva bun? Ca și cum ai spune din Bulargă, poate să iasă un intelectual, știi? Referindu-te că trebuia să fie o cetate de vârf. Nazaretul la vremea respectivă era o cetate sărăcuță, nu era un oraș al biblic cu mari influențe, cum am vorbit noi de Alexandria sau cum am vorbit azi de Sorbona sau de Cambridge sau figuri din astea. Și atunci Andrei, care este cel mai pragmatic în gândire, apostolul de care vorbim noi, spune: și-a vină, mă, să vezi. Și l-au luat pe Natanael, l-au luat pe Filip, l-au luat pe Petru și au mers și au stat la casa lui Iisus și au discutat toată ziua din Scripturi. Și au dat seama cât de mare este Hristos. S-au încântat rapid de învățătura lui și și-au dat seama că ar putea să-l urmeze. Dar se duc la Ioan. Când merg la Ioan, Ioan era deja în temniță. Ioan, ca să-i ferească de primejdea care urmează, le întinde o capcană teologică mai mult. Mergeți la Hristos și întrebați-L ce vă spun eu. El este sau pe altul să așteptăm? Păi cum El este sau pe altul să așteptăm? Dacă tu îl saluți când era în pântece la mama ta, tu te închini în fața lui Iisus, când era în pântecele Elisabetei, în Evanghelia de la Luca, capitolul 1. Elisabeta se închină și se umple de Duhul Sfânt. Fecioara Maria prorocește și zice: iată, de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a dat mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și Elisabeta întreabă: cum e una ca aceasta să vină la mine, Maica Domnului meu? Vă dați seama ce taine. Și în clipa aceea, Ioan îi depărtează de primejdie și îi trimite la Iisus, de fapt, pentru a-i rămâne ucenici. Pentru că el între timp este și decapitat de către Irodiada și Salomea cu dansul lor șmecheresc când îl îmbată pe Irod și cer capul lui Ioan pe tipsie. Dar ce îi pune Ioan să întrebe? Tu ești sau pe altul să așteptăm? Era întrebarea capcană care să-i facă curioși să meargă până acolo, să nu se răzgândească pe drum. Ajunși în fața lui Iisus, Iisus le dă altă expresie teologică cu care îi încețoșează. Mergeți la Ioan și spuneți-i așa: că muții vorbesc, orbii văd, surzi aud, leproșii se curățesc și șchiopii sar ca cerbi. Deci dacă vezi aceste minuni, nu-i clar că acesta e Dumnezeu? Ajungând în Sevastia, deja capitolul decapitării era rezolvat,
Trupul lui Ioan Botezătorul fusese luat și ascuns de niște oameni de bun simț, că știa că e mare proroc în taină, și ei au fost nevoiți să se întoarcă să prindă pește la Marea Galilei. Acolo, la Marea Galilei, când își dregeau mrejele, apare Iisus, care le spune: veniți după mine, că eu vreau să vă fac pescari de oameni. Și iată niște sărăntoci, umili, sinceri, oameni curați, oameni simpli, dintr-un sat sărac, din zona Capernaumului. Capernaum îi spune de la orașul lui Naum, sau Cafarnaum. Și lăsând mrejele acolo pe mal, lăsându-i pe tații lor bătrâni și în vârstă, plecând după Iisus, l-a vânat lumea prin puterea Evangheliei. Vor trece prin cele mai multe încercări timp de 3 ani și jumătate. Mă voi opri asupra celor 3 mai importante, ca să nu vă plictisesc. Numirea de către Iisus ca apostol. Eu v-am ales pe voi ca prieteni ai mei, eu v-am numit pe voi apostoli, eu v-am numit pe voi ucenici. Testul pe care îl dau apostolii este unul simplu și elevat. Iisus îi așează pe toți în ceată, pe iarbă, în fața lui și începe să le spună cam cum va fi începutul creștinismului. Veți fi prinși de dregători, veți fi băgați în temniță, veți fi decapitați, veți fi duși în fața împăraților, vă pot ucide din cauza numelui meu, vă vor batjocori, vă vor ține legați în lanțuri, vă vor prigoni, vă vor omorî, crezând că aduc slujbă bună lui Dumnezeu. Dar să nu vă temeți, eu v-am trimis pe voi ca pe mie în mijlocul lupilor. La asemenea ofertă, ce să mai stai în partidul lui Iisus? Ușurel, ușurel s-au ridicat toți de jos și au dispărut unul câte unul, până ce Iisus, când ridică ochii, vede doar pe cei 12, pe care îi numim și astăzi ceata Sfinților Apostoli, pentru că noi vorbim și de soborul Sfinților Apostoli, cei 70. Și se adresează lor cu o întrebare foarte aspră: dar voi de ce nu plecați? Voi ce mai stați pe aici? Păi nu vedeți ce au făcut ceilalți? Hai, luați-vă după ei. Și a spus: nu, Doamne, la tine am aflat izvorul vieții. La tine am aflat izvorul vieții veșnice. Și din clipa aceea Iisus spune că i-a luat la el și a început să le explice că tainele Scripturii nu sunt la prima vedere. Cele ce face Tatăl și Fiul întocmai le face. Cele ce Tatăl le face le arată Fiului și Fiul vă arată vouă. Și la un moment dat apostolii, pentru că începuse să umfle în pene ca apostoli, vă dați seama, erau ucenicii șefului. Iisus simte că alunecarea lor omenească este una firească. Pe oricine când îl pui în funcție și dă de putere și de bani, uită misiunea pentru care a fost pus. Și le spune: bă, băieți, nu vă bucurați nici că scoateți dragi, nu vă bucurați nici că vindecați bolnavi, nu vă vindecați nici că izgoniți duhuri și fug demonii de voi. Asta e apă de ploaie. Voi aveți grijă că numele voastre s-au scris în cartea cerului. Că dacă se șterg numele voastre de acolo, sunteți nimic. Sluga nu știe ce face stăpânul. Voi nu mai sunteți oameni de rând. Voi sunteți ucenici ai mei, sunteți apostoli al lui Dumnezeu și sunteți prieteni ai Mântuitorului. Și de aceea începe să le descopere o sumedenie de taine, pentru care îi și mustră drept dovadă și le spune așa: mulți ar fi vrut să vadă ceea ce vedeți voi. Păi câți din noi care stăm aici în biserică sau care sunt acasă și nu sunt la biserică ar vedea un mort înviat, ar vedea un orb din naștere că vede, un mut din naștere că vorbește? Nu ți-ai stârni automat în tine credința în mod gratis? Numai văzând minunile. Și le spune: vouă vi s-a dat această putere să vedeți aceste taine tocmai pentru a vă întări, pentru necazurile care vor veni peste voi. Dar asta nu și înseamnă că le meritați gratis. Astea nu vă sunt date vouă, că voi sunteți cu ceva mai sus decât ceilalți oameni de pe pământ. Nu! Și la un moment dat, ca să le arate că vederea lor e egală cu zero, cu toate că au văzut atâtea minuni, le spune: fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Păi, de la izgonirea lui Adam din rai până la nașterea lui Hristos din Fecioară, 5508 ani după cronologia Scripturii, ce găsim? Un vacuum de Dumnezeu gol.
Și Duhul Sfânt, care stă numai în dreptii Vechiului Testament, aici, colo, stă în cortul mărturiei puterea lui Dumnezeu, care vine ca o mireasmă de bun miros, de câte ori să aduc jertfele, și Dumnezeu care vorbea prin profeții Lui, și în rest pauză, poporul în întuneric și departe de Dumnezeu și în moarte, pentru că așa era căderea socotită prin neascultarea Raiului. Acum Iisus vrea să schimbe această vale a lumii, golul acesta vid de Dumnezeu, și le spune la toți ucenicii: menirea mea este alta. Nu să judec lumea, deci n-am venit să ierarhizez proști, deștepți, incompetenți, analfabeți, mediocri, filozofi. Nu, toți trebuie să fie una. Toți pot să-L cunoască pe Dumnezeu la măsura superiorității, dar pentru aceasta trebuie să se silească. Silitorii iau împărăția lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel, care era un mare pedagog, făcuse școala rabinatului în Ierusalim cu marele Gamaliel, ce le spune în epistola sa? Dacă nu lucrați după legile jocului și nu respectați legile jocului, cum e în stadion, la lupte și la sportivi, ați pierdut cu luna. Nu încercați să ajungeți la Dumnezeu cu vicleșug. Trebuie să mergeți pe calea firească a lucrurilor. Și ce însemna calea firească? Respectarea cu strictețe a ceea ce însemna decalogul, de la iubirea apropiului până la tine însuți, până la ultima poruncă, să nu voiești ceea lui omului cu vicleșug. Adică dacă ai putere și abuz, tu să deposedezi pe cineva de ale lui pentru că ți s-a dat puterea. Nu, trebuie să fii cinstit, să nu furi, să nu juri, să nu curvești, să nu dai în cap, să-ți cinstești părinții și așa mai departe. Mă opresc și găsesc cuiul forte în care Mântuitorul spune: și mai mari decât acestea veți vedea. Asta e apă de ploaie ce ați văzut acum. Și de ce spun că e apă de ploaie? Dacă în clipa aceasta în fața noastră un om chinuit de diavol a ieșit diavolul din el și s-ar purta în mod normal, ai putea aduce o comisie. Psihologul, sociologul, psihiatru, medicul curant, medicul neurolog, medicul internist și mai pe cine vrei tu să-l aduci. Și să-i explice fenomenul. Cum un om zghihuit de diavol deodată merge normal și e firesc, vorbește normal ca și cum s-a întâmplat nimic. Deci tot taină rămâne, pentru că tu nu știi cum se face minunea. Aia e strict treaba lui Dumnezeu. Și ca să le arate că treburile merg și mai sus de atât, Mântuitorul le spune așa: veți vedea îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Să vezi îngeri. Foarte interesantă expresia, deși ea s-a întâmplat și nu i-a dat nimeni importanță. Ce postim noi acum? Postul Crăciunului. Ce s-a întâmplat la Crăciun? Un înger, pe când dormeau, Luca, capitolul 1, pe când dormeau ciobanii, acei nomazi evrei, lângă oile lor și le păzeau în Betleem, că era jos și era cald, și oile puteau mânca ierburile uscate de pe munții aceia umezi, care vara stau secetoși cu bureana uscată pe ei și iarna sunt verzi, din cauza ploilor. Văd deodată un înger care vine la ei, vă dați seama cum stăm noi aici de față, să par un înger de asta așa străveziu, un monocrom, ca un abur, vorbindu-ți ca un om, cu aripi, cu toată veșmântația îngerească, și spui: bă, dar voi ce faceți, dormiți? Dar tu cine ești? Sunt îngerul Domnului. Dacă ești un om neinstruit, poți să te alegi cu un stop cardiac, cu o spaimă, să o iei la fugă, să te dereglezi psihic. Sunt situații și situații. Ca drept dovadă că îngerii aveau contact cu Vechiul Testament mai des decât avem noi astăzi contactul cu un înger, oamenii intră în discuții cu el așa, cum am intrat noi tet-a-tet. Și spune, zice: da, ce minune, ce s-a întâmplat? Povestește-și nouă, că noi abar n-avem. Cum, zice, dar voi nu știți? Vi s-a născut Mântuitor mare în cer și pe pământ. A răsărit lumină celor din întuneric, din latura și în umbra morții, adică de cei din iad, care numai știau prorociile, dar nu le văzuse împlinite niciodată. Astăzi s-a născut lumii Dumnezeu. Cum adică? Păi, zice, mergeți în cetatea Betleemului, și a să aveți un semn distinct. Trebuie să stea o stea deasupra lui, trebuie să fie o iesle, trebuie să fie un prunc înfășat în iesle, trebuie să stea dobitoacele în jurul lui și o mamă care îl alăptează. Și acela este Iisus, Mântuitorul lumii. Să nu încercați să-i faceți vreun rău, că acolo stă Îngerul Domnului și păzește.
Ăștia n-au dat importanță. Păi, interesant ce spui. Adică, într-un fel, băi, ne-ai spus o chestie din ei uimit, dar pe-ați demn cu mâini. Îngerul a plecat, s-a dus în treabă lui, cântând, și ăștia au lăsat turmele să doarmă și de la câmpul păstorilor, cum numim noi astăzi zona Ierusalimului, Betleem, și până la peștera nașterii, să fie cale de un 3-4 km. Și au luat-o noaptea ghidându-se să ajungă în cetatea Betleemului. Când au ajuns exact lângă zidurile cetății, care era pe atunci un han, un sătuc, să spunem așa cum ar fi o suburbie mai mare, nu era ce e astăzi Betleemul, văd steaua deasupra și a zis, Domnule, uite, steaua e asta. Hai să vedem noi ce e acolo. Și când au intrat în iesle, au găsit pruncul stând în iesle cu dobitoacele, cu mama lui lângă el, i s-au închinat ca unui împărat, spune, deși el era un prunc nevinovat. Și s-au dus și au vestit peste tot. Bă, uite ce am pățit azi noapte cu ungeri, uite în stânga, uite în dreapta. Dar între timp lucrurile, așa cum o să vedeți la sărbători, n-au rămas așa. Mari astronomii și parului din Egipt, care urmăreau și ei cu lunetele lor la nivelul culturii cosmice de atunci, ce se știa până atunci despre cosmos și despre astronomie, văd ei o stea că umblă ca malandala pe cer. Mai de pe dealul ăla, mai de pe dealul ăla, mai de pe dealul ăla, steaua ei tot zăpăcea pe acei astronomi, până s-au trezit și ăștia venind în Ierusalim și au luat după dânsii ca să aibă din ce trăi. Cu ce pleci la drum? Dacă veneai din Egipt, drumul mătăsii, mirodenii, aur, smirnă, tămâie, uleiuri esențiale, doar nu veneau cu sacul cu făină de porumb și cu carnea de porc sub șaua la cămilă pe căldură. Se apropie de cetatea Ierusalimului și cum era regula de atunci, simt nevoia să se ducă să se prezinte la gărzile care păzesc ținuturile, treci printr-o vamă, plătești un peșcheș, acolo faci datoria de intrus, ți se verifică actul și mergi și te prezinți la cel mai mare al locului. Și ajung la Irod, îi povestesc toată întâmplarea și de aici se naște taina Crăciunului și o lăsăm deoparte, venim și ne băgăm în taina lui Andrei. Iată-l pe Iisus în grădina Ghetsimani, înconjurat de cei 12 apostoli. Iisus le vorbește de toată patima. Cu câteva zile înainte joi le frânge pâinea la cină și rămân toți mirați. Cum să mănânci o bucată de pâine și să spui că e carnea lui Dumnezeu? Dar dacă prin credință crezi, spune Iisus, aceasta să o faceți într-o pomenirea mea în veacul veacului. Le dă paharul și spune că e chiar sângele lui și ei se miră toți afară de Iuda care avea puțină școală, cum ne arată și Sfântul Nil, că era om al vremii școlit și el gândea rațional și spune, asta e o prostie, e o incantație, n-are nicio problemă. A, ce-o treabă Iisus aberează, găsim în Faptele Apostolilor și în una din Evangheliile, cred că de la Matei ne spune, și frații lui îl credeau nebun și se gândeau să-l prindă, dar el trecând printre ei s-a dus. Adică cei ce-l ascultau la un moment dat, neînțelegând taina Evangheliei, credeau că Iisus delirează. Și în timp ce erau în grădină acolo și trebuiau să-l prindă și să-l ucidă, era nevoie doar de sărutul Iudei și apoi restul urma toată taina Calvarului. Petru se gândește și el să facă un act de vitejie, scoate sabia, nervos, că el îl apără pe Iisus, și Iisus îi spune o vorbă care rămâne uimit. Zice, stai liniștit, Petre, bagă sabia în teacă. Aici orice, în împărăția Dumnezeu, oricine scoate sabia, de sabie piere. Cine se pune de-a curmezișul revelației, se pune de-a curmezișul lui Dumnezeu. Și zice eu, dacă vreau, fac un semn. Deci ce simplu se exprimă Iisus. Și Tatăl meu trimite 12 legiuni de îngeri, distruge totul într-o clipă, nu mai rămâne nimic în fața ochilor. Dar trebuie să împlinim Scripturile. Noi am venit aici cu un alt scop. Iisus lipește urechea celui lovit, frumos cu scuipat, ca și cu ochii celui orb și totul rămâne ca și cum nu s-a întâmplat nimic, cum ți-ai rupe tu o mână și te duci la doctor și îți spune ligamentele plasticianu și de mâine, poi mâine mergi cu ea ca și cum era atadică în lumea. Are loc tot actul Calvarului și apostolii trec prin cele mai mari drame despre care a vorbit Iisus și mai mari decât acestea, veți vedea. Vin femeile de la mormânt și spune, Domnule, am găsit mormântul gol. Apostolii uimiți că, ai băi, lăsați... Chiar așa exprimă Evanghelia lui Luca. Niște femei de ale noastre au venit și ne-au spus
tot felul de vedeni, arătări de îngeri, zice, bolmojesc ele ceva acolo, dar noi nu știm ce să credem. Și atunci Iisus, care era străinul din drumul Emausului, șterge cumva pe jos în chip teologic, pedagogic, cu Luca și Cleopa și le spune, băi, zăbavnicilor, cu mintea și cu inima. Adică, dacă toți suntem creștini de 2000 de ani, câte explicații ne trebuie ca să înțelegem că Iisus trebuia să treacă prin toate acestea, indiferent că vrem noi să credem sau vrem să nu credem, nu se schimbă revelația că tu ești mai credincios sau mai puțin credincios. Sau unul foarte credincios aduce revelația la o stare mai înaltă sau unul o coboară la o stare mai joasă. Nu. E ca un film care l-a văzut toată lumea și fiecare ți-l povestește în felul lui, e ca o carte pe care a citit-o toată lumea și fiecare o înțelege în felul lui, și e ca un vis pe care îl pot visa tot să fim și fiecare ți-l povestește în vis în felul lui. Dar asta nu înseamnă că ceva din realitatea lucrurilor se schimbă. Și Iisus se vede nevoit să preia lecția de teologie din nou și mergând 30 de kilometri până la Emaus, o zi de asta de dimineață până seara, până s-a sfințit, într-o zi de asta de vară de 12 ore, Iisus face toată recenzia Sfintei Scripturi a celor 5 cărți a Vechiului Testament, inclusiv a psalmilor, inclusiv a prorocilor, vorbind toate despre El și spune acolo Luca până la El. Și le-a spus așa, o zăbavnicilor cu mintea și cu limba și cu... Dar voi nu știați că Iisus trebuie să moară ca să intre în slava sa? Și le-a vorbit toate Scripturile despre El, de la psalmi, de la proroci, toate până la El și de la Moise. Ăia n-au înțeles absolut nimic. N-aveau ce să înțeleagă. Erau încă sub imperiu acela când îi hăituiau gărzile ăsta Sinedrului și căutau să-i omoare. Bă, și ăștia cu Iisus. Petru săracul trecuse prin furca aceasta gaudină. S-a trezit cel mai curajos că Iisus i-a spus cândva, coborând dinspre Tabor, de la Nain spre Betania. A zis, Doamne, eu merg și mor cu tine până la moarte. Băi, Petru, lasă-o încet, mă. Știi, și noi ne făgăduim prietenilor noștri mie de lucru și când ajungi la momentul culminant, nu-l poți face, știi, și te rușinezi și o scalzi. Și îi spune Iisus direct în față, mă, Petru, tu te pornești cu mine la drum până la moarte, dar nu-i ce-ți povestesc eu acum ție. Tu ai să te lepezi de mine de 3 ori până o să cânte cocoșul. Eu ce-o fi zis Petru în sânia lui? Ce lepădare, ce cocoș, ce prostie. Ei, ia ca la casa lui Ana și Caiafa era un nebun de cocoș, de ăsta domestic care l-avea la castel acolo la el, la domeniul lui, și când Petru stătea în curte, intrat acolo de frig lângă un foculeț să se încălzească, portărea sa l-a cinit, de unde îl știa portărea sa? L-a văzut adeseori cu Ioan, fiul lui Zevedei, când aduceau pești la curtea arhiereului, pentru că arhiereul mânca pește de apă dulce și îi făcuse intrare și lui Petru să vândă la fiul lui Ionat, că nu prindeau și ei cantitatea care se cerea. Și atunci a luat prietenul, mă vină și tu cu mine, îl vinzi și tu și câștigăm, nu pierd eu clientela și clientul de bază, dar tu ții dreptul tău de pește. Și de acolo știa pe Petru. Și se uită așa la el și spune și că, da și tu ești cu ei, că după straie ești din Galileea. Nu știu nimic. Vine din nou altă slujnică care cunoștea toată ograda arhiereului, femeia de casă, și spune, dar după grai, băi, să vede că ești galilean și ce-o dai la întors? Nu, n-am nicio treabă. Și apare un hargat din ăsta de ograda arhiereului, un ciomăgar de ăla care era pe acolo cu crăpatul lemnului sau cu făcutul curatului pe ograda și spune, ce umbli, bă, cu prostii? Nu te-am văzut eu în grădină cu Iisus când ai scos sabia? În clipa aia Petru a înghețat. Pentru că știa că poate fi condamnat și poate fi omorât. Și nu avea măsura aceea să treacă prin calvar. Și îi spune, blestemat să fiu dacă cunosc pe omul acesta. Și a cerut ca să iasă pe poarta afară. A făcut el 2 pași în afara curții arhiereului. Dar cocoșul i-a cântat de acolo, de la poiata episcopului legii celei vechi. Și atunci el și-a adus aminte și s-a căit și a plâns cu amar. Andrei a fost fugit în noapte, el n-a avut treabă. Dar când s-a restaurat și a început arătările după înviere, avem consemnat de Luca 2 lucruri foarte importante. Super importante.
Incompetența apostolilor de a înțelege mistica revelată a Noului Testament. După ce vorbește Iisus 12 ore de Scriptură pe drumul Emausului, ei se întreabă singuri stând la masă, când Iisus a dispărut din casa lor, că frânsese pâinea și nu mai era nevoie să stea Iisus, că binecuvântând pâinea, pâinea era Iisus. Iisus s-a făcut nevăzut că avea această putere fiind Dumnezeu. Și zice unul către altul, și că băi, dar când ne vorbea nouă Scripturile pe cale ori, deci nu l-am cunoscut, mă, dar ce nu ardea inima noastră pentru dânsul, cum noi nu credeam în el. Deci s-a întâmplat treaba asta? Și confirmă Luca, care este un mare inteligent, care a scris și Faptele Apostolilor, l-a ajutat și pe Pavel, l-a scris papirusuri, era un om deștept, și doctor, și pictor. Aveau ochii ținuți să nu-l cunosc. Și așa și majoritatea creștinilor astăzi, care ei nu sunt atei, că au ceva cu Dumnezeu, nu sunt necredincioși, că au ceva cu biserica, nu sunt necredincioși, că au ceva cu Scriptura. Ei nu înțeleg niște taine și atunci le separă mintea lor. Aia prostii popești nu mă interesează. Deci ai simplificat problema. Ți-ai ascuns prostia sub o autocrație a unei fraze mediocre și ți-ai rezolvat problema personală. Dar ei au rămas frământați de ideea asta. Băi, n-aveau mintea deschisă să înțeleagă Scriptura. Aveau ochii ținuți să nu-L cunoască. Și iată că Iisus ține cont, ca drept dovadă că era de față acolo când ei vorbeau, că e omniprezent Dumnezeu, și ce face pe Tabor când se înalță la cer? Căutați în Luca, în Evanghelie, și la Ioan. Înainte de a se înălța la cer, a binecuvântat pe apostol, le-a suflat iarăși din nou asupra lor, luați Duh Sfânt, dar de data aceasta ne confirmă Scriptura cel mai mare element. Le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. Deci, n-a mai stat să facă cu ei seminar, n-a mai stat să facă pregătire, n-a mai stat să dea parțiale, n-a mai stat să dea sesiune de teologie. Le-a băgat direct Scriptură, Duh Sfânt. Le-a luminat mintea să vorbească gura fără ei, exact cum le spune Iisus în Evanghelia de la Marcu, următorul lucru. Veți fi prinși, veți fi dus la dregători sau la judecători, dar să nu vă fie frică ce vorbiți, că Duhul Sfânt vă va da vouă. Foarte mulți din preoții noștri de astăzi, viața contemporană în care o trăim, s-au bazat pe acest verset și se duc duminica la predică pe ideea că îi va insufla Duhul Sfânt ce să spune. Atunci îi insufla Duhul Sfânt, că era începutul creștinismului și ei habar n-aveau ce-i revelația. Dar azi, după 2000 de creștini, de ani de creștinism, când ai tomuri întregi de filocalie, de vețile sfinților, de mistică, de ascetică, și tu nu le citești, pierzi vremea, Duhul Sfânt nu se mai chinuiește să ți le bage gratis în cap, pentru că au muncit alții și ți le-au dat gratis să le ai, să le știi, să le citești, să le cunoști și să le aprofundezi. Și în felul acesta, Iisus simte nevoia să facă primul pas, să le deschidă mintea, să nu mai aibă problemă în ceea ce privește înțelegerea Scripturii. Și au început ăștia să facă de-a minuni. Spune așa, că după ce s-a înălțat Iisus la cer, ei s-au umplut de o bucurie mare, s-au întors în Ierusalim, au stat toată ziua în templu, că au primit poruncă să nu plece, ca să poată lua puterea de sus. Și mai departe, spune că atâtea minuni făceau apostolii din ziua aceea, că se mulțise atât de mult numărul bolnavilor, a oamenilor necășiți, a oamenilor cu probleme, că nemaiputând să facă la fiecare în parte ce trebuie, apostolii se ștergeau cu ștergare pe mâini, le aruncau peste oameni și oamenii se atingeau de ele și se făceau sănătoși. Atâta putere avea Duhul Sfânt care era revărsat în apostoli. Și spune că la un moment dat, ducându-se vestea despre ei și despre toată lucrarea aceasta, se strânsese oameni din toate părțile pământului. Ce găsim noi scris la cinzecime? Că erau și mezi, și parți, și elamiți, și perși, și greci, și toate neamurile, și din Mesopotamia, și din alte neamuri. Și veneau la sărbătoarea cortului, erau evrei din diaspora, cum vin românii noștri de Crăciun și de Paște acasă, când vin din toate țările lumii. Și se umple vămile, și se umple România de mașini și de români, care tranzitează până acasă. Ei, nemai putând face față cei 12 apostoli, care era simplu, 12 oameni, ce au început să facă? Oamenii bolnavi stăteau frumos la rând, apostolii treceau și mergeau pe lângă ei, iar umbra apostolilor cădea pe dânsii
și că pe care atingea umbra apostolilor să făcea sănătoși. Azi, dacă le citim, par sefeuri. La vremea aceea erau lucruri firești. Se întâlnește Petru cu un schilot pe la Poarta Frumoasă, cum se cheamă, cred că a Damascului de astăzi, dacă ar fi, și îi zice, dă-mi și mie un ban. Și ăsta îi spune, dar n-am ce bani să-ți dau, eu sunt sărac, zice. Dar numele lui Iisus Hristos, decât să stai să cerșești, eu îți pot porunci, uite, să te faci sănătos. Și ăla se scutură și scoate țoalele și ia de acolo bagajul, îl ia sub soară și pleacă sănătos. Ca drept dovadă ce putere avea cuvântul apostolilor la vremea aceea. Și de ce v-am prezentat până acum lucrul acesta? Ca să înțelegeți că are loc și ultimul act cel mai înalt, ca să înțelegeți terminologia de apostol și de lucrare a apostolilor, cinzecimea, când Duhul Sfânt vine în chip de limca de foc, și din clipa aceea apostolii fac minuni care de acum sunt legate direct și de îngeri. Nu mai sunt legate și de oameni. Apostolii propovăduiau la casa lui Corneliu, care era un păgân roman, și ăsta începuse să facă cele ce au spus apostolii, dar avea și mici îndoieli în credință. Se gândea, bă, oare e bine așa? M-am băgat eu în religia asta, că așa era socotită, iudeo-creștină. Nimeni nu înțelegea ce-i cu amestecul ăsta din iudaism, deodată să vii tu să te închini la un Dumnezeu care nu se vede și El să facă minuni. Și cum stătea Corneliu în casa lui și se ruga? Dar sincer, el era curat cu sufletul, dar avea această îndoială, ca orice om. Apare un înger al Domnului și îi spune, nu te teme, Corneliu, rugăciunea ta a ajuns la Dumnezeu, postul tău a fost primit la Dumnezeu, casa ta e binecuvântată, mergi înainte că faci bine ceea ce faci. Și atunci Corneliu cu toată casa lui se botează și trece la creștinism. Pe urmă avem casa lui Anania, casa lui Ștefana și mai multe din faptele apostolilor le găsim acolo scrise. Mai mult, când încep apostolii să predice, cei care erau de față, n-a mai stat cineva, că acum ai conversoare, te duci la un congres mare, ți-ai pus aparatul de conversie a limbii universale, de exemplu, engleză sau cealaltă limbă pentru toți, și tu, indiferent în ce limbă asculți, conversorul ăla, când îl pui în urechi aparatul ăla, tu înțelegi dialogul pentru limba ta. Deci îți traduce. Un fel de traductoare automată. Și rămași toți mirați că niște apostoli care prindeau pește și cărpeau mreje, cei care erau din Grecia și vorbeau greacă, auzeau predica apostolilor în limba greacă, deși ei vorbeau în aramaică. Cei care veniseră din Mesopotamia înțelegeau limba de acolo, cei care veniseră la miții limba de acolo, grecii limba de acolo, parții limba de acolo, fiecare auzea limba lui. Și atunci și-au dat seama că e o mare minune a lui Dumnezeu. Că Dumnezeu a reușit, prin puterea Duhului Sfânt, să transforme această convertire a limbilor și să facă această lucrare și era dator Dumnezeu ca să o repare, pentru că ea mai fusese odată stâlcită. La început, pe pământ, a fost o singură limbă, limba lui Eber, limba aramaică, care a lăsat-o lui Adam și a dus-o de Sid, de la îngeri, ne arată Chedrinos, la cronograful, a Haldei. Dar oamenii când au făcut după potop turnul lui Babel și au vrut să facă ei o clădire până la cer, când a mai venit vreodată potopul să nu mai aibă ei treabă cu apa, Dumnezeu le-a amestecat limbile și le-a făcut un Babilon în cap. De aia așa se și numește turnul Babilonului. Ei, de data aceasta la cinzecime, dacă atunci i-a încălcit să nu înțeleagă nimic între ei ca să nu facă o nebunie, acum ca să facă legea lui Dumnezeu cum trebuie, acum le-a așezat limbile din nou și le-a pus în așa fel cum cântăm noi când cântăm troparul la apostoli, cel ce prea înțelept pe pescare ai arătat și prin trân și lumea ai vânat, iubitorile de oameni, Doamne slavă ție. Lu Andrei, cel pe care îl sărbătorim noi astăzi, îi pică Tracia. De astăzi până în Crimea, tot sudul Greciei are treabă cu Bitinia, are treabă cu, pe lângă Constantinopol, are treabă la malul Mării Negre, are în Sciția Minor la noi. Și mi-a plăcut ideea, nu știu a cui a fost, am citit ceva interesant și scurt și m-a pasionat modul cum a prezentat. A încercat dumnealui, sub forma sadoveniană, să prezinte o convertire a poporului român la creștinism în vremea lui Andrei și a început foarte frumos. Mi-a plăcut ideea și ar fi numai bine ca să o puteți implementa, nu pentru să o luați de bună, ci ca să vă vină ușor să vedeți ceva simplu.
Noi astăzi avem un preot într-o parohie, da? Ți-l duce episcopul, ți-l numește acolo preot, îți spune, uite, asta e parohia ta, ai 300 de suflete, te ocupi de ele, îi botezi, îi cununi, îi îngropi, nu știu ce. Preotul cu figuri în cap și cu impresii de teolog pe el și cu aere de mare șmecher, începe să schimbe rânduielile, că baba aia e proastă și nu știa, că țăranul ăla e incompetent și face aia. Și ușor, ușor, fie că golește biserica, fie că se poartă cum trebuie și umple biserica. Și apare după aceea acel fenomen al apostolatului care îl auzim deseori spunând așa, nu mi-a dat episcop o parohie bună, nu mi-a dat episcop o parohie bogată. Dacă vrei să te faci negustor, tată, trebuia să-ți iei vite. Dacă vrei să fii boier să faci bani, trebuia să faci aitist. Dacă vrei să fii om mare și să învârți banii, trebuia să te faci economist, tată, nu popă. Tu când ai venit în parohie, ai venit pentru Hristos care era coate goale. Dacă ne aruncăm privirea în catapeteasmă sus și azi directorul instituției stă cu mâinile bătute în cuie pe cruce, cu un ștergar alb pe părțile intime și se uită la popor dăruindu-i Duh Sfânt, pace, liniște și mântuire. Nu se ocupă Iisus Hristos de probleme de îngros sau de probleme că vrei tu mașină scumpă, că vrei tu casă bogată, că vrei tu salar mare, că vrei tu parlamentar și nu știu ce, nu-i treaba lui. Ei, nouă ni se pare astăzi grea convertirea maselor și problema care se pune tot timpul și se discute la misiologie, la ora de morală în facultate, la ora de spiritualitate, la ora de antropologie, la ora de apologetică. Dom'le, cum să facem noi să-i aducem pe oameni la biserică? Foarte simplu, să facem minuni. Dacă noi facem minuni, oamenii vin singuri la biserică. De asta v-am povestit eu ce făceau apostolii până în clipa în care au ajuns să umple lumea de dreapta credință. Minuni. Biserica este înțesată de minuni, credința este înțesată de harisme, harismele sunt lucrări ale Duhului Sfânt și Dumnezeu lucrează prin ele în mod deosebit, fără bătaie de cap. Deci, asta este ținta pe care trebuie să o avem dacă vrem să nu desființăm biserica, pentru că noi astăzi ne luptăm cu ce ne luptăm? Cu zeci de preoți, cu zeci de episcopi, cu zeci de facultăți de teologie, cu zeci de seminarii, cu zeci de oameni pregătiți în domeniile teologice, care pur și simplu își dau singuri autogol prin ce? Nu pot convinge un creștin botezat că el trebuie să stea duminica la liturghie în biserică și el vrea misionar. Ei, acum mă întorc ce v-am spus eu. Acum e din povestea de unde am citit. V-am spus, mi-a plăcut enorm cum a pus problema persoana respectivă care a tratat subiectul. Iată-l pe blândul Andrei, un om cam la 50 de ani. De ce spun 50 de ani? Că o să vă întrebați pe ce mă bazez. Se spune din cronologiile vremii că el ar fi murit la anul 60 după Hristos și s-a născut la 5 înainte de Hristos. Deci avea undeva între 65, 66, 67 de ani la moartea lui. Dacă la anul 33 deja era apostol în urma lui Hristos, avea un 37 spre 40, e clar că între 50 și 60 și-a petrecut vremea în sudul Dunării până în Crimeea, că aici a stat cea mai mare perioadă. La 4 a pătimit la final. Un om de 60 de ani, venit cu corabia la malul pontului Oxin, negustori greci, panteon grecesc, idolul vinului, idolul războiului, idolul focului, idol mă refer la zei, a desfrâului, a frumuseții, a vânătorii, a înțelepciunii, a câmpiilor, a actorilor. Are panteonul grecesc vreo 21 de zei. Așa ne arată istoria bisericească. Ei, închipuiți-vă că acest om trebuia să vină să vorbească unor localnici despre un oarecare Dumnezeu, care nu se vede, nu se aude, nu poți comunica cu el, nu-l poți saluta, nu-i poți pune întrebări, tu numai te gândești și el te înțelege, tu numai spui și el te ascultă, tu numai îți închipui și el știe ce vrei. Pare cumva mai mult o utopie.
Și mai explică-le că acest Dumnezeu a stat pe o cruce, că a fost omorât de oameni, deci un Dumnezeu nu se lasă birui. Dacă citim legendele Olimpului de Alexandru Mitru, noi vedem ce făceau zeii în vechiul munte al Olimpului. Ăsta este un zeu smerit, bătut cu ciomagul, pus cu cununa de spini în cap, cu hlamida, îngropat, pus o piatră peste el. Taina rămâne că piatra a fost descoperită și mormântul gol. Mai mult nimeni nu ne poate spune despre Iisus altceva decât cinci femei care se duc cu mir să-i ungă trupul, îl întâlnesc viu, îi cuprind picioarele și le sărută, Evanghelia lui Matei, și vin și spun apostolii, a înviat Domnul. Și un înger care le spune, nu mai căutați pe cel viu cu cei morți. S-a sculat și nu e aici, în lumina cea pururea fiitoare, unde nu încape umbră de schimbare. Mergeți și spuneți ucenicilor să plece în Galileea, că acolo îi așteaptă. Și la Marea Galilei, pe malul râului Genizaretul, Marea Tiberiade, sau cum se spune, are toate denumirile acestea, au loc toate acele minuni care țin de vederea, de punerea lui Petru în apostolie, de pescuirea minunată și mersul pe mare și toate celelalte. De ce vă spun lucrul ăsta? Cum să te duci tu la niște păgâni care n-au auzit în viața lor de Hristos și să le vorbești de Hristos, știind foarte bine că dacii noștri, prototipul autohtonii, îl aveau pe marele rege sau ce era el, Zamolsis, un fel de entitate din asta spirituală, unde preotul deceneu se ducea și ducea jertfă ce? Un tânăr frumos care era aruncat în suliță, să câștige războiul, să meargă câmpiile. Numai că dacii aveau această nemurire. Ei când mureau și râdeau, mureau și cu pământul strâns în mână, că pământ sunt și în pământ se întorc, n-aveau frică, că dincolo de chiar scrie în istoria dacilor, că adevăratele femeile dace, când murea bărbatul lor în luptă sau ceva, ele se băteau între ele și se duelau ca să moară din ele, să poată fi îngropate odată cu el, să nu-l lasă singur pe lumea cealaltă, un exces de gelozie asta. Și convinge-i tu pe ăștia de un Iisus care te învață să dai de pomană, să stai plesnit, să stai smerit, să o iei peste bot, să fii înșelat, să nu cârtești, să nu judeci, să nu osândești. Deci, dacă ne gândim ce e Evanghelia azi, e floare la ureche. Dacă ne gândim ce era Evanghelia pentru timpul ăla, e dezastru. Și totuși, acest bătrânel de 50-60 de ani se duce acolo în cetatea aceea grecească, care era un comerț imens la Marea Neagră, găsește zona Matei Corvin, unde se găsește astăzi peștera Sfântului Andrei și biserica, se bagă acolo în câmpul ăla deschis în peștera lui, ca mare pusnic. Deci să vedeți ce frumos apostolul Andrei, care era un mistic, se mulează pe mistica dacică. Discret. Se bagă acolo în peștera lui, își vede liniștit de pesmetul lui, de iarba lui, de bruiana lui, vorbește cu localnicii, îi vede cum gândesc, merge printre dânsii, oamenii se obișnuiesc cu el, încep să simtă că e un om ales, că nu le face niciun rău. Când cineva avea o problemă, primea un sfat foarte la locul lui. Alte ori, când nu avea o problemă, i-o rezolva făcând o minune cât de mică, care aparținea apostolului, că era apostol. Și unul câte unul oameni au început să spună, bă, tu știi că ăla din peștera aia nu e un om ca toți ceilalți? Tu știi ce povești interesante spune? Vorbește despre ceva ce eu n-am auzit până acum. Hai, vrei să mergem în șezătoare să-l ascultăm? Și astăzi unul, mâine altul, poi mâine altul. Știția minor încet s-a umplut de sfinți și de martiri și de creștini și de biserici creștine prin apostolul Andrei. Spune că și Filip a trecut pe acolo și a avut treabă. Au mai avut treabă ostașii romani când au trecut în luptele de la Tapea 102-106 cu Traian în Dacia, cu Decebal. Pentru că era plină Roma de creștini și Roma era centrul de greutate a Imperiului Roman și de acolo s-a răspândit creștinismul cel mai ușor. Și ușor, ușor oamenii au început să guste creștinismul și să înțeleagă că e ceva frumos. Și iată-l când mai bine s-a instalat în acea locație a sciției minor să primească de la Dumnezeu, bă, da, eu nu te-am trimis acolo să te faci proprietar, ia-ți de saga și ia-o mai la sus, la Crimeea, că avem alți păgâni acolo. Ia-o mai la vale, că avem și în Bitinia păgâni. Ia-o și spre marginea Constantinopolului, că avem și acolo. Bag-te și la greci. De ce să te bagi și la greci? Grecii erau și un popor înțelept, și un popor cultivat.
Limba greacă era, cum vorbim noi azi, engleza internațională, la vremea respectivă, la curțile Romei se scria în latină, dar se vorbea în grecește, era limba de conversie internațională, era ceva, filozofia toată, era prima pe limba greacă, care avea cele mai frumoase cuvinte. Și Pavel, dacă era un ilustru și crescut pedagog la școala rabinică, când s-a dus în Areopag, i-a fost floare la ureche. A intrat acolo în Areopag, toate... Nu vorbim noi de Pleșu și liceanul ăștia mici, sunt un fel de unghia cea mică de la deget. Socrate, Aristotel, Platon și alții mai mari ca ei. Stăteau aia în Areopag și discutau niște teme de filozofie. La vremea respectivă era încă forța binelui cu forța răului și valoarea cu non-valoarea. Iar filozofia și retorica și oratoria erau lucruri care se învățau din greu, pe lângă mari profesori ai timpului. Și uite că Pavel se strecoară așa printre ei, ascultă discret și zice, da, ce frumos vorbiți că grecului, dacă îi dai praful de pe umăr, să umflă în pene. Și că, dar tu cine ești? A, nu, zice, eu am rămas mirat de ceva, zice, dar dacă n-am contactul cu realitatea, trebuie să mă puneți în formă. Văd aici că aveți tot felul de zei. Era credința lor. Păi ăsta e cu asta, ăsta e cu asta, ăsta cu asta. Dar de ce a scris că zeul ăsta e necunoscut? Păi nu, zice, știi care e problema? Dacă ar mai exista vreun zeu și noi nu știm despre el. Și noi am făcut statuie și soclu și lui să aibă și el acolo, să nu supărăm zeitatea. Păi asta e marea taină, nu știam cum să vă explic. Eu despre el vreau să vă vorbesc. Și asta Pavel și-a cucerit tot Areopagul, a făcut și pe Dionisie Marele Mistic, care a scris ierarhia cerească și bisericească, s-a răpit ăla până în cerul 3, s-a mai suit și Pavel prin pustia Arabiei, când a stat acolo pusnic și s-a căit vreo 3 ani pentru greșelii din Damasc, și s-a mai suit și ăla în cer, până la cerul al 3-lea, spune, am cunoscut un om, nu știu dacă în trup sau afară de trup, de el vorbea, și a convertit Marele Pavel, cel mai mare bastion al culturii creștine, grecescu, Elada. Odele lui Ulisie și toate poveștile cu zei, ușor-ușor au îngenunchiat în fața credinței a Mântuitorului Iisus Hristos și Grecia a devenit cel mai mare popor bizantin. Bine, și-a rogat și impresii, pentru că împărații erau bizantini, dar la vremea respectivă au fost spuma și cultura vremii, și au ajuns, într-adevăr, spuma și chintesența credinței creștine, pentru că era o implementare de credință pe un popor civilizat. Vin și rușii peste 1000 de ani și ei, urmă vin și slavii și moravii pe partea cu Metodie și Chirin, aici pe partea sârbească, și românii noștri care deja s-au conservat între panslavism și bizantinism, și cum îi stă bine românului să stea cu un picior într-o barcă și cu unul într-o cealaltă barcă, am luat și de la slavi ce ne-a convenit, am luat și de la bizantini ce ne-a convenit și totuși am rămas echilibrați aici între curbura Carpaților, probabil că tocmai curbura nu ne-a lăsat să o luăm prea la vale sau prea la deal. Și iaca stăm aici de 2000 de ani și ne bucurăm de chintesența învățăturii Sfântului Andrei, care va muri maltratat, decapitat, chinuit și osândit de Igemonul și de antipatul care îl chinuia acolo în Patras, că dacă nu se leapădă de cruce și de Hristos, tocmai pe ea va fi răstignit. Ca să nu-l jicnească pe Domnul Hristos, primește moartea cu capul în jos în formă de X, este crucea pe care o vedem pusă la trecerile de cale ferate. Și am spus lucrul ăsta și ieri la emisiune, în mod intenționat a lucrat Dumnezeu ca această cruce să fie așezată în toată lumea românească. Comuniștii n-aveau treabă la vremea respectivă cu crucea și cu credința și cu mistica, dar au binecuvântat țara pentru că pe unii trecea trenul printr-o comună sau printr-un oraș sau peste un drum. Fie cu barieră, fără barieră, această cruce a Sfântului Andrei nu lipsea și ea era semnul că acest popor e creștin de la Andrei, așa cum îl vedem și astăzi. Ca să nu vă mai obosesc, că v-am spus 100 de povești și mai urmează și mâine o zi și duminică, vom continua doar să vă spun să fiți bine pregătiți și ancorați în apostolie pe cele trei tematici. 1. Eu v-am ales pe voi apostoli, deci nu ne facem noi apostoli și aici mă refer la tot ce înseamnă
pluri învățătura asta creștină, pe scriptura creștină a ortodoxilor, la toate cultele. Eu v-am ales pe voi ucenici, deci nu ne alegem noi ucenici. Și eu v-am numit pe voi prieteni, nu puteți voi să spuneți că sunteți prietenii mei. Pentru că găsim scris în epistola lui Pavel, negru pe alb. Sfinții sunt cetățenii ai Raiului, casnicii și oamenii de casa lui Dumnezeu. Așa că dacă găsim altă învățătură, afară de cruce, de moarte, de înviere, de Hristos și de apostolie, suntem cumva în afara Harului, ea are ton moralizator. Nu putem spune că binele nu-i bine, dar Ioan Damaschinu ne face definiția binelui definitiv. Binele este bine când se face bine. Noi cum spunem? A, lasă-mă că îi spun o minciună ca să nu-l supăr, numai să fie bine. Uite că într-o zi minciuna aia s-aude și tu ai stricat binele ăla. Dar dacă tu îi spui corect adevărul, calea și viața, cum spune Hristos, eu sunt adevărul, calea și viața, nu greșești niciodată. Și ăla e adevărul absolut. Hristos a spus clar, vouă ce vă este da să vă fie da, ce vă este nu să vă fie nu. Restul e de la diavol. Consider în acest moment că trebuie să vă mai spun atât. Cei ce poartă numele de Andrei sau Andreea, să-l poarte cu demnitate și cu cinste, să aveți ocrotitoarea icoana a Sfântului în casa dumneavoastră, o candeluță aprinsă, măcar când vă rugați sau în zi de sărbătoare, sau acatistul măcar la ziua Sfântului, și să fim mândri că și acest apostol Andrei a fost primul între ucenicii lui Hristos, primul care a încreștinat o țară monoteistă ca România. Noi vorbim de provincia Dacia, cum se spune, și vechi știți, traci ce am fost noi aici, amestecătură cu romanii și alte popoare care au mai năvălit și nu i-au putut smulge credința. Noi știm, aproape 1000 de ani au fost tot felul, huni, goți, slavi, vizigoți, tot felul de nebuni au trecut pe aici. Ei, tocmai aceste culturi care și-au mânat caii după grăsimea ierbii sau după adâncimea codului sau după mulțimea metalilor prețioase, s-au orbit și n-au înțeles că dincolo de lumea trecătoare există și o lume veșnică pe care noi avem o ancorată în crucea de la biserică, în mormântul străbunicilor, în mormântul bunicilor, a părinților, a crucii din altar, a catapetesmei din tâmpla bisericii și în special a potirului de liturghie din care ne hrănim de 2000 de ani să nu pierdem parfumul și culoarea lui Dumnezeu. Să fim creștini normali, firești, corecți, cinstiți și să ținem minte un lucru de la Apostolul Andrei. Apostolul Andrei nu ne-a învățat niciodată nici să ne jignim, nici să ne vorbim urât și nu uitați, dacă biserica se luptă de 2000 de ani ca tot să fie una, și diavolul prin partide se luptă să-i facă pe toți 1000 și să-i împartă în 10.000 de bucăți. Nu alegeți între partidele care trec și biserica care e veșnică, învățătura trecătoare și vă urâți și vă dușmăniți între voi, că nu-i nici după creștinism, nu-i nici după morală, nu-i nici după etică, nu-i nici după legea socială și nu-i nici după legea bunului simț. Proverbul popular zice așa, vorba dulce mult aduce, 7 sate n-au ce-ți face dacă treci și le dai pace. Și mai este o vorbă populară care zice așa, pasărea pe limba ei piere. În momentul în care taci tu și vorbesc faptele tale, niciodată nu poți greși. Și ultima a părintelui Galeriu, zgomotul nu face bine, însă binele nu face zgomot. Binele este ceva relativ care se lucrează de către om în liniște, în lucrare, în adâncime, în tăcere și aduce întotdeauna roade bune. Amin.